întâmplă? Am pierdut începutul, ce s-a întâmplat? Gogoșarul s-a uitat la televizor, a coborât și chitrosul tropoi în păscăl să se uite și la serial, apoi este nebunat de dormitor și e furioasă, pariu că o să urle. De ce alergi pe peză păscăl? Să mă cași pe nepelerni? Știi că nu pot să mă odihnesc și fac special zgomot să mă torturezi? Scuze-mă, dragă, n-am știut că ești așa sensibilă, te deranjează orice. Tropăitul, nu e orice. Și da, sunt sensibil, că așa sunt toate femeile însărcinate. Dar tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai nici măcar femeie. Dar aminte, vreau însărcinată. Și tu, Gogule, dă sonor mai încet, că mă stresează și poluarea fonică de la reclame. E serialul. Ok. Și faceți ceva cu ușa asta? Că dacă mă aud în zgomot, după ce se închide, bă, mori, clar? Da. Mă, ce ne facem cu asta, că o să ne nevrozeze pe toți? Nu știu ce, nu mai bine cumpărăm noi o ușă de aia antifonată ca să nu mai audă ea nimic? Da, e foarte bună ideea. Dar o plătește Van Damme, că nevastă-ți ai beneficiară. Ce vorbești, Pupăză? Voi sunteți beneficiarii, că de voi s-a luat tema, nu de mine. Uite, Pupăză, tu pui jumate. Eu? Dacă vrei să-ți aprobe ăia arestul, trebuie să protejezi fonic mama și copilul de zgomotele pe care le fac ăștia dâmbeci, da? Și Gogule, tu pui cealaltă jumătate, da? De ca ce? Să poți să filmezi aici și când e în acasă. Că prin ușa antifonată nu o să se audă gemetele. Da, ok, sunt de acord, dar cu o condiție. Să-mi garantez că Ema n-o să iasă din dormitor cât timp am eu filmările. Ah, garantat, Gogule, și o să stea în dormitor chiar mai mult decât în filmările tale. Păi, adică tu le dai o grămadă de bani ca să stea închiși și să se călărească ca iepurii? Prost ești, mă. Măcar zile să te lasă să te uiți, ca la Peep Show. Poate te prind că arunci vreun ochi, Gogule. Măi, copii, mai important Baylor, mă puce călurătesc, mă, că stați cam de multă vreme împreună, așa, fără acte. Ar fi cazul să vă gândiți deja la nuntă, că începe gura satului să clevetească și nu-i bine, nu-mi place ce aud. Da, pretandi, dar pentru nuntă ne trebuie și nouă niște bănișori și încă nu dispunem. E, lasă, făi, că o să te ajute baba. Fai, tu m-ai făcut, babă, că te altrezi, că ești de pură de măritiș! Nu, eu nu! Nici eu nu! Revin! O să vă ajut eu și nașii! Care ori fie aia, că va trebui să începeți să căutați nașii, că pe foamea asta sunt cam greu de găsit! Chiorete, tu ești capul familiar, că am trebuit să te mobilizezi, ce naiba! Așa o să facem, tati! Promit că o să te punem toate eforturile și o să facem nunta maxim 2-3 ani! Maxim 2-3 luni! Săptămâni! Maxim 10-12 săptămâni. Veți fi terminat deja lunea de miere. Deci nu o să o faceți maxim 4-6 săptămâni. Ne-am înțeles? Comitează care da? Nu, tot ești fier. Păi eu ce-am zis? Cam 4-6 săptămâni. Vrească de așa cu militarii! Mulți-a trăiască! Mați! Mamă, ce anturaj am nimerit! Ce nu-ți place? Ba da, așa stai să viață, tati! Chiorete, îți fac o propunere de nerefuzat. Și vezi că e ultima. Acceptă postul de gardian la mine aici și o să ai două salarii. Ăsta, două. Două? Da. Dacă alea de la secție. Exact! Că unul o să fie chiar ăla de la secție. Nu mai trebuie să-ți dai demisia de acolo. La mine o să vii după orele de program. Păi dacă vin acelea după orele de program, eu cu cireșica mea, cu șoficuța mea, când mâine mă văd, aud... Nu vezi, mă, la birou non-stop ce... Asta e o problemă, că noi acolo doar ne vedem. Nu putem să mai facem nimic ca în micuța cum făceam. Că așa de scârba aia cheară de Poponesc cu ochii pe noi ca pe stârb. Și de când a venit Matiescu, chiar că nu mai putem să facem nimic în micuța. Bă, dar nimic în micuța. Mai aveam și noi timp de o giugiulelă mică într-un ungher, mai pe la arest. Nu mai merge nimic. Gata. La revedere cu brânză. Deci, sorii compresorii, trebuie să te refuz. Mersi de ofertă și am plecat. Stai, mă, prietene, mă, nu te pripi așa ca milițianul la bac, cum se spune. Că o să rezolvăm noi toate problemele. Uite, ce ai zice? Dacă pe perioada cât ești tu aici, ai avea acces liber și nelimitat la dormitorul meu. Și puteți să faceți acolo ce vreți voi. Bine, mai puțin să mâncați slănină cu ceapă în pat. Păi în cazul ăsta nimeni nu mai avem ce discuta, am plecat la revedere și am cuvinte. Stai, mă, lasă că de fapt puteam, adică de fapt puteți să mâncați ce vreți voi. Și slănină cu ceapă?
Da. Păi bine, mă, dar atunci cine mai păzește arestul? A, arestul păzesc eu, mă. Acum 10-15 minute n-o fi foc. Că doar n-o să stați și voi cu orele, că doar nu faceți film erotic, nu? Nu merge pupăză, că eu acum sunt liceand într-o la puber ca să-mi duc iubitica în căștile altora. Da, mă, da... Hai, nu mai insista, că dacă am zis nu, nu rămâne nenică. Bine, bine, da... Să vedem ce o să zică soficuța ta când o să afle ce propunere ai refuzat. Că, practic, tu nu vrei să fii cu ea. Bă, fonfăitule, șoficuța mea are încredere totală în ceea ce îi spui eu. Nu o să creează în vecii vecilor balivernele de letorn tu. Hai, sitir! Emma, tu ai intrat în altă etapă. A colapsului sistemului nervos, știu. Una avansată. De am nevoie de liniște. Nu, mă, pisică, în altă etapă a sarcinii. Cea mai grea e asta. Tocmai de-aia n-ai voie să te dai jos din pat și trebuie să te odihnești cât mai mult. Cum să mă odihnesc cu hărmălaia de dincolo? Cum? Pisică, n-o să mai fie nicio hărmălaie, că mă ocup eu de ei. Se ocupă iubicelul meu, drag, și scump are grijă de gravituța lui? Păi nu. Mm-hmm. Fii atentă. Trebuie să-mi promiți că nu te dai jos din pat fără acordul meu. Promit? Ok. Mandame! Dă-mi și mie cartea aia de pe servantă. Că ai zis să nu mă dau jos fără acordul tău. Acum că îmi dai acordul sau îmi dai cartea, tot aia e. Că tot te-ai întors. Poftim. Mersi. Cu plăcere. Mandame! Adu-mi și mie o cafeluță, că mă ia somnul de la citit. E foarte bine dacă te ia somnul, că se odihnește organismul. A, nu, că am dormit destul și somnul îngrașă. Vrei să mă fac mai mare decât sunt? Eu zic să te mai gândești. Poftim? Măi, la mișto? Nu, mă, ziceam așa, adică la propunere, ziceam. A, la propunere. Da. Rămâne cum am stabilit, mă. Da. Păi, și cum am stabilit? Hai, sitir! Ciorete! Ciorete, o să-ți pară rău! Ce, pupăză, tot n-ai reușit să-l convingi pe Chiorete să muncească moca? Ce să faci, bă? Să mai deșteaptă și miliția. Dar nu puneam, mă, să muncească moca, că eu nu sunt așa de chitră ca tine. Mandame! Iau, să te cheamă stăpâna. Vin acum, iubire! Trebuie să facem noi rezervările de nuntă înaintea lor. Nu mai suport să ne umilească țărănușii ăștia nici măcar cu rezervările de nuntă, înțelegi? Iubire, dar nu e un concurs de viteză, da? Judecă! Nu te mai lăsa orbit de furie. Tu, dacă avem o căsnicie, fie și cu câteva zile mai veche decât a lor, o să beneficiezi de o grămadă de avantaje. Pe bune? Care? La avansare, de exemplu. Familiștii cu vechime sunt mult mai serioși. Înțelegi? Prezintă garanții. Da, mă, dar graba strică treaba. O nuntă serioasă trebuie programată cu cel puțin un an înainte. Un an? Păi dacă faci lucrurile la repezeală, iese de rahat. Ce vrem să ne facem de baftă în public din cauza unor țăruși? Dacă lor, dacă le este prost, nu-i nicio problemă, că sunt de la țară, de la cort, la oraș, oricum e un progres. Pe când eu am un nume. Sunt Dita mai consiliera prezidențială. Trebuie să fac cel puțin la Cotroceni. Ah, dacă nu chiar la Palatul Parlamentului. Dar înțelege-mă și pe mine că nu mai suport să mă ia ăla înainte cu nimic. Nici măcar cu nunta, înțelegi? Înțelegi? Păi atunci. Dar fii și tu isteț. De ce să ne stricăm noi nunta când e mult mai simplu să strici pe lor? Adică nu nunta, aranjamentele de nuntă. Hai, mă! Iubire, crezi că dacă le ciufulesc eu florile puțin, îi smul buchetul la mireasă și-l fac praf și le stric lumânările, nu se mai ține nunta, cumpără altele de la colț. Aranjamentele? Adică planurile de nuntă, deșteptule. Adică ei fac schițe la nuntă? Ah, iubi, nu fi milițian. Aranjamentele, planurile, adică să faci ceva ca să nu se mai țină nunta. Ca de exemplu... Ba? Așa apare că o boare. O acuzație de corupție la adresa Săficăi sau al Chiorete și dacă o să fie urmăriți, nu o să mai aibă chef de nicio nuntă, nu? Genial! Dar cum ai zis-o? Cât de plastic, parcă aș văzut. Cum ai zis că o boare? Am cumpărat eu pisica o ușă de-asta antifonată ca
ca să nu-l mai deranjăm pe pupăză cu gemetele și cu simulările de naștere. Vine să nu te mai deranjeze nici cel pe tine cu televizorul datare sau cu, mai știu eu, ce zgomote face pe aici până casă. Ce tare! Ce deștept ești, mă, iubire, genialul meu! Mare el grijă de gravidurța lui. Păi da. Hai, fugi de pe jur și montează că vreau să văd dacă se au gemetele alea sau nu. Haide, haide! Haide, haide, haide! Știi că mă gândim! Haide, haide! Stai, nu vezi că mă gândim! Au! Șef, îmi fac datoria să te anunț că Sofica e bătată. Poponețule, ce Dumnezeu, se mai întâmplă. Nu mai fii și tu așa cărcotaș. Zi mersi că nu ești femeie. Șeful, nu la aia mă refer. Doamne, frește, că sunt un domn. Bătată, adică coruptă. S-a înțeles cu arestatul ăla care a venit ieri să-i dea drumul dacă cotizează. Poponețule, bănuiesc că știi că vreau dovezi. Că m-am săturat de strâmbele tale aiuristice fără niciun fundament. O să le ai, șef, o să le ai. De fapt, ia te rog frumos să stai cu ochii pe arest și o să vezi cum ăla își ia tălpășița hăptamul. Ce limbă vorbești, mă? Adică, minte naș. Cine minte? Adică, acum, imediat. Așa, și ce și ea? Ușa, tălpășița, adică, pleacă. Gata, Coco. Am montat ușa de cașcavalul. Până nu verific că funcționează așa cum am stabilit. Bine, mă! E, mai e o grasă plină de celulite care ieșise din dormitor pentru că nu încape pe ușă. Jaba de hat! Taște în gură, nebunule, că n-am bani și de mormântare! Calmează-te, Gogule, că e verificată toată treaba! Păi, Iure, zic că de fapt ascultă muzică la căști, că n-aveai tu curajul să-ți dir de-astea. Ia, hai. Ușor că poate... Ai, ce bine că ai venit! Auzi, te duci să-mi iei și mie niște struguraj de aia mici și dulcici, că mi-au poftit și că nebunică. Te duci? Păi, nu mă duc eu. Mă, ce mișto e! Ar trebui să te trimit pe tine să iei. Ok! N-ai dă banii încoace. Bine, te duci tu, deci, da? Fii atent, deci banii pe ușă, cum am stabilit. Așa. Și banii pentru strugăriș. Poți să păstrezi restul. Și banii de taxi, Gogule. Că strugăricii mici și dulcici se găsesc taman la îngrou de la marginea Bucureștiului. Bine, mă, ia-ți-mi pe astea. Bă, ce faci? Da, păi de ce ai luat? Te duci și te întors. Pieți! Ce le-ai lăsat și tu, aiurea? Cora, bună, iubire. Știi, filmarea de mâine putem să o facem aici, la mine. Hai! Ce m-a speriat. De ce ai, mă, ai proșită? Ce cauți, mă, aici? De ce nu ești la birou? Fapt? Întrebarea e retorică, că ai venit să ne strigi nouă romanța, ca de obicei. Am venit în interes de serviciu, șefa, că a apărut o urgență. Am aflat de la sursele noastre cum că ultimul arestat ăsta care a fost adus nu este el autorul spargerii. Nu, el a fost băgat în față ca țapii spășitor. Adevărații fătași au dat mită ca să scape nevinovați. Și... sfatul meu ar fi ca dumneavoastră să nu cumva să picați așa nasol și societatea civilă sau eu mai știu cine să creadă că faceți parte din mafia sistemului. Ar fi bine să-i dați drumul. Ai, lasă-mă! Păi să vină el la mine să mă convingă de nevinovăția lui. Băi, ești nebun! Asta chiar vrea șpagă. Bine, ok! O să-i transmit! Acum, mă, că ai zis că e urgență! Hai! Fuga din Egipt! Da, da, pardon! Du-te, du-te! Așa ne trebuie, Fiorete, că n-avem și noi un cuibușor al nostru! Da, hai, da, să închirie, mămicoța, un cuibușor al nostru numai pentru noi doi, în care să șadem ca doi porumbaci! Cu ce bani, Fiorete, că la celefuri avem, ne mai trebuie un salariu! Ce mai vrei, pupăză? Te-ai mai gândit la oferta mea? Da, e nu. A, cam bulgărește. Deci când ai zis nu, de fapt ai acceptat postul. Bă,
Fulfuilă! Nu e nu! În românește și încetează dracu comercial asta! Că nu vroiesc ca lucra la tine, ți-am clar? Dacă nu vroiești tu, o să vii forțat de Sofica. Visele tale, fonfăitule, ai siptir. Ce-mi place că l-ai pus la puncte, Poponeț. Nu era... Dar nu era Poponeț, mămica, era Pupăză. Pupăză? Bă. Ah, deci năpârditul a pus și pe asta să ne strige romanța. Nu, mămica, m-a sunat că și că fiindcă vrea să mă duc la trânsul gardia la arest. Dar i-am dat cu tifla de lămoasa. Și de ce, mă? Că ar mai fi fost un salariu. Exact banii de care aveam nevoie pentru chiria cuibușorului. Ba, n-ar fi fost deloc. Că ăla știi cât e de chitră. Mi-a aruncat 2-3 chirfirei pe masă, nici de apă nu mi-ajungea. Lasă că-ți negociez eu salariu, că dea-ți în șefă. O să-l mint că e obligat prin lege să-ți dea aceeași leafă ca la secție. Na! Mă, Cireșico, dacă o să lucrez la Pupăză, nu o să mai am timp liber pentru tine. Că la am timpul liber o să mă cheme la el la arest. Rezolvă fata și asta. O să-i pun condiție să ne închirieze dormitorul. Și așa împușcăm doi iepuri deodată. Și nu mă refer la noi. Doi iepuri ca doi iepuri, da. Ce părere îți faci că mi-a cerut să închid eu ochii la mantra plazlăcurile pe care vrea el să le facă cu reținuții? Cum ar fi, mă, eu vreau să le dau la ăștia telefoane mobile când vrea mușchiul lor. Vreau să le aduc agici când îmi cer ei. O să-i las să întâlnească cu toți martorii din proces ca să știe fiecare ce are de zis la proces ca să spele pe mâini, să scape bazma curată. Despre asta ce mai zici? Ți-a cerut el asta? Da. Ordinarul. O să-i spună ce facem pe postul lui. Așa știam eu că ești o femeie strașnică și nu vrei anelici ca libertate. Bună, Sofica. Te-am sunat ca să... Știu de ce m-ai sunat, Pupăză. Că tocmai mi-a zis Chiorete. A, știi ceva? Bagă-ți în fund oferta aia. Că dacă ți-o bag eu, îți iese pe gură, m-ai înțeles? Ce violentă ești, dragă. Mamă, ce fiară ești. Ești autoritară și pentru asta praf te fac. Mamă. Și te premiez dublu. Mă scuzați. Ce, mă, cu ghiceam în palmă? Da, dacă tot am venit să profit de ocazie să îmi schimb și eu cămașa, pentru că mie îmi place la secție și, în general, să fiu cât se poate de impecabil. Vezi, bă, că ți-a căzut niște zacuscă pe maiou, impecabilule. Bandame! Bandame! Bandame, n-auzi, mă! Iută, Mari! Face pe surdul! Acum îl mai aude! Gata cu grijă și cu atenția pentru mine! Avem și corpul delict al corupției. Așa, doi. Noroc la bani azi. Mulțumesc familiei, prietenilor, regizorului, producătorului, colegilor care m-au suportat. Cum e, Gogule? Merge treaba? Super bine. Fantame, ce cauți aici? N-a fost vorba că o țipă nevastă ta sub tine? Dacă iese nebună și află de filmul, bă, ce facem? Nu te mai stresa așa, că o să scape vreo venă la cap. Gata, mă. Totul e sub control. Du-te și vezi de treabă. Totul e sub control. Să dea dracu să urce nevastă ta sus. De ce au răspuns, bă? Ești putul de urechi? Ce-ai? N-am auzit, pisică. Cred că din cauza ușii noi. Din cauza ușii noi? Pe care ai pus-o special să nu mă mai servești. Este? Nu zici că dacă izolează așa bine fonic, mă duc să citesc acolo? Ca să nu mă mai bruiesc cu urlătoarea voastră. Să pui la loc ușa vechi, auzi? Păi stai, mă, pisică, că fără nu comentarii pot... o pui și gata.
Și asta? Și asta, băbule, ce se aude? Nimic, nu, sunt eu. Cocoa. Da, am coborât ca să... Să-i dea lui Cora niște apă, că a apucat o setă, s-a deshidratat. Da. Aha. Da, că i-am cerut mai devreme să-mi aducă apă. Și geme de sete? Da. Dar de ce geme, mă, pe mai multe voci? E posedată? Momentan nu, dar mă duc eu. Ce-i asta? Mulțumiri pentru eliberare. Poponețule! Poponeț! Da, șefa? Ia uite-mă ce mi-a trimis arestatul tău. Un avans pentru eliberare. Dar de ce ar da bani dacă e nevinovat, așa cum mi-ai spus? Bine că nu m-am luat după tine să le eliberez, că era cât pe aici. Nu pot să cred cât de bou sunt. Dar poate sunt pentru cauțiune? Poate vrea să fie liber până la proces. Că poate vrea să stea acasă, să-și pregătească strategia de apărare cu avocații. Că în ziua de azi e foarte greu să te lupți de la egal la egal cu sistemul ticăloșit. A, da? Dar de ce n-a scris, mă, pe plic pentru cauțiune? Mă rog, mă duc să-i înapoiez cauțiunea, că oricum nu mie trebuia să-mi o dea. Și o să le eliberez gratis, ca să vadă că eu nu fac parte din sistemul corupt. Banii mei! Ăla o să plece cu banii mei! Unde e Cora? E sus, doarme, ca în frânt-o. Ena, da. Și e somnambul, a coborât pe streașină. Ce-am făcut? Tu nimic? Dar Gogo a făcut. Și-a făcut de cap. Hai mă, ia-o, ia-o și arată-i panoramele cu care ți-ai făcut de cap, adineaur. Ce-ai spus? Tu ai costele. Nu poți să plătești exact ca toți bărbații. Cora, nu e adevărat. Nicio? Dă-mi voie să-ți explic. Undeva unde nu ne deranjează nimeni. Între patru ochi. Intră aici. Aici nu ne aude nimeni. Carolina, sus este filmarea programată de tine, ai uitat? Eu am mințit că sunt cu tine ca să nu ne dăm de gol. Că facem filme din astea pentru adulți, că dacă afla nebuna de Emma, ne rupe pe toți, ce n-ai bă? Dar am făcut asta. Asta era? Da! Scuze, m-am lăsat dusă de var. Eu am crezut că te-au corupt starletele alea pe care le distribui și n-ai mai rezistat tentației. Mică geloasă ce ești. Ți-am zis de atâtea ori că n-am uit decât pentru tine. Și dacă auzi ce am vorbit noi acum? N-are cum să audă, că ușa e antifonată, e fonă izolantă. N-ar auzi nici dacă ar fi aici un picamăr. De-aia te-am băgat aici. Și dacă suntem singuri și nu ne deranjează nimeni, putem să profităm. Băi, ce faci, mă? Bă, de ce n-ai băpus așa? Aflat. Ce? Aflat că faci film erotic chiar sub nasul ei și am ascuns. Aflat? Cum a aflat? A urcat la etaj? Nu, v-a auzit pe voi. Cum ți-a făcut? Ce ți-am zis? Na, n-are cum să audă. Mă, n-ai zis că e ușă fonă izolantă? Ce, mă, ai luat chinezisme? Nu am luat chinezisme, dar tu nu vezi că numai e aia. M-a pus nebună să-ți schimb când și că nu auzeam cum urla la mine. Ieși din dormitor și vorbește cu ea, că e afacerea ta. Ce spui? Și să mă oare nebuna ta tocmai acum când mi-am găsit în sfârșit jumătatea, niciun caz nu e să-și rămână aici cu te. Nu, te duci tu, că tu ești de vină. Tu n-ai anunțat că-i simba din nou ușa. Deschideți că va agrava situația. Eu pot să aștept. Oricât. Voi nu, că muriți de foame. Dă-mi banii ăia pe care ți-a dat șefa, că sunt marcați, că vrea să te prindă. Nici așa, pupunețule! Tu iei șpaga și dai vina pe Sofia, că ți-a scos mârcevia. Păi, în cazul ăsta, intră mătăluță lângă sponsorul tău, că vă meritați unul pe altul. Stați un pic, șefu, Vișnea, nu e, nu e ce pare a fi, să știți. Nu mă interesează nimic, că m-am săturat de minciunile tale. Ciao, băi, cum pic eu, că dumneavoastră... Pupunețule, tu ce cauți în arest? M-am închis alături de el în semn de protest pentru că este nevinovat și e ținut în arest degeaba. Pe bune? Ce-ai înșinat toată povestea? Wow. Bravo, mă! Păi dacă ai făcut tu asta, tocmai tu care ești tatăl materialiștilor, înseamnă că omul ăsta e nevinovat. Domnule, sunteți liberi.
ieșiți și sper să vă dovediți nevinovăția, că dacă nu ne-a naiba pe toți. Vă mulțumesc frumos, nu o să regretați gestul, promit. Hai mă, ieși și tu, ce mai stai acolo, hai. Nu, eu mai rămân, nu. Mai rămân așa să mă reculeg aici, că aici e liniște și am nevoie de un pic de liniște. Săracu. Ba tu te duci să vorbești cu ea. Ba tu te duci. Ba tu. Ba tu. Ba tu. Ba tu. Ba tu. Ba tu. Ba eu. Ba eu. Bravo, Gogule. Liniștiți-vă odată că vorbesc eu cu ea. Nu, niciun caz, nu e. Și te rog frumos că nu cunoști pe Ema. Asta e chiar când e nervoasă. Și nu vreau să te pierd mai acum, că în sfârșit mi-am găsit și o jumătate. Păi, Gogule. Ce mai vrei? Vezi că ai făcut-o grasă. Ești sfertul meu, că tu ești suplă. Liniștește-te, nu o să mă pierzi. Nu? Sunt fată descurcăreață, la o parte. O sută pe Ema. Ok. 200 pe Cora. Râd? Băi, eu aud bine? Normal că auzi bine. Am schimbat ușa, nu mai e antifonată. Zi mersi. Hai că sunt mai calm acum. Ce vrei să-mi spui? Unde e ala, mă? L-a eliberat Sofica, da? Nu eu, că oricum n-aveam cum, că ăsta aici. Acum mă crezi că e coruptă? Păi și de ce zădea ție banii? Pentru că erau banii mei. Da, erau banii mei, dădusem lui ca să facă, ca să facă flagrantul la Sofica. Nu asta ai cerut tu? Și el n-avea de unde să aibă bani aici în arest, că n-are bancomat ca să scoată. Vezi tu, Bruno? Și ai țipat la mine, așa? Da, pare logic. Hai, ieși! Ai mers, Cora! Rămân dacă ai. N-ai de ce, stai liniștită. Iubire! Treci în dormitor să facem niște chestii. Eu? Nu tu, mă! Hai că m-am cărut asunitele alea. Dar vedeți că ușa nu mai e antifonată. Lasă-i, vino! Jesus, cum ai convins-o, zi? Stai să-ți povestesc. Am vrăjit-o că e bine ca bărbatul să lucreze în industrie. Că dacă are ispitele sub nas, nu o să-i mai ardă să se ducă la altele. Și îl are sub control. Că dacă se de la fetele din film, asta o să-l toarne. Că le-am învățat pe toate că n-au voie să corupă echipa. Ești genială. Știu. Meriți să fii premiată. Stai, nu putem face premiere aici. De ce? E zona de trecere. Așa și? Să știi că eu nu sunt ca tipele de sus, o fac așa de față cu toți. De ce? N-avem unde, că acolo e ocupat de ei, sus în... Știu. În baie. Mergem în baie. În baie. Nu? E prea aproape de Livi și se aude. Da, dar pot să pun ușa antifonată care a fost scosă de la dormitor. Și nu o să se audă absolut nimic. Face și-o probabil. Nebunule! Păi da, nu sunt eu nebun. De ce, mă, de ce? Pentru ce au? Pentru că a eliberat arestat. Doar piece așa! Deci tu ești reprezentantul sistemului, corup, Mateescule. Bine că te-ai dat în fapt, dar nu o să-mi închizi tu gura, că eu tot o să lupt cu caracatița. Și știi ce? Poți să mă ții aici cât mai mult cât vrei tu, că mi-e convine. Că sunt o dizidentă a sistemului și o să devin o eroină. Doruleț! Doruleț! Cheamă presa, televiziunile, pe toată lumea să vină să vadă în ce condiții sunt ținută. Nu te duci nicăieri, stai pe loc. Îți ordon să o iei pe domnișoara comandant și să o duci în arestul de lux al lui Pupăză. Să nu aibă de ce să se mai plângă că n-are condiții. E un ordin. Executarea! Șic! Nu atinge! Ce faci, condrulița mea? Ce să fac? O duc în arestul de lux al lui Pupăză. Că așa mi-a ordonat Mateescu. Ce face? Bestia! Și-a pus asociatul să-l ajute! Ah, că dacă nu... Bine? Hai! Ema! Ema, adu-mi un prosop! Ema! Ema, să știi că răzbunarea e arma prostului! Și eu... Nu ți-am răspuns pentru că nu te-am auzit din cauza ușii, nu pentru că te-am sfidat, da?
Intră Chiorete deschis. Salut. Salut. Scuze pentru deranj, dar dacă am promis că mă revanșez pentru gestul din arest, o și fac, nu? Că sunt hot serios. Ăsta de onoare. Ia zi, e bine atât? Hopa! Care va să zică nu-i șpagă, popunețule? Știu care venisem să-mi pun cenușă în cap, că te-am acuzat pe nedrept. Mișcă imediat în arest. Hai, marș! Și fă de-o barra, aveam că o să vină asta aici! Asigur, tu ești inocența în persoană! Tu nu știi de nimic niciodată! Mișcă imediat în arest! De fapt, mișcați împreună, că vă meritați unul pe altul, cum v-am mai spus. Hai! Simăsi, zic că nu știam că o să-mi dai șpagă, chiar! De ce îmi dai tu mie șpagă, mă? Păi nu e mare recompensa pentru că te-ai închis lângă mine în arest în semn de solidaritate? Dar nu m-am închis eu! Nu înțelegi că nu m-am închis, Mateescu! Gata, poporețule, liniștește că scol tot blocul. Hai că vă lămuriți voi în arest, aveți timp destul acolo. Hai! Mamă, te vei veni tu acum aici. Așa bestie! Ce chip de lut! Aranjat cu Matiescu să-mi băgați iubitica la Tohaos, aceea la tine, numai ca să mă fac să accept postul tău de rahat, te joc în picioare, cu păsă. Chiorete, stai, stai! N-am nicio legătură, Chiorete, dar acum, dacă e ea aici, chiar ar trebui să-l accepți, mă, pentru că este singura șansă să te vezi cu ea. Bine, mă, îl accept. Așa da. Dar de bătut toate bat. Așa nu! Chiorete, stai cu niște muci! Tine-o-te, dracu, de acolo, catari amabili. Te pup și te iubesc. Nu, nu, nu! Pupăză. E pupăză. Da, e pupăză. Și știi ceva? Bagă-ți oferta aia pe gât, că dacă-ți o bag eu, o să-ți iasă pe gură, mă, ai înțeles? O să și-o mange pe gât și o să iasă pe gură? Dacă e... e cu bumerang, e... e un fel de bumerang. Nu știu! Jur că nu știu! Să profit să mă schimb de cămașă, pentru că dacă tot sunt aici, nu, să fiu cât se poate de... nu mai știu de ce. Impecabil, Boga. Incredibil. Bă, am zis că dacă tot am venit să profit de ocazie să... Bă! Și eu care mă duceam, serios. Care știi, sinonimul? Uitați-mă la el! Și eu făceam cu mâna ieși. Și eu l-am văzut și am continuat să-l mai pe la mine. Ce puternică ești. Nu, dar nu stă, cred că nu. Hai că mai m-am calmat. Hai că sunt mai calm acum. Păi nu, că nu m-am închis eu, m-am închis Mateescu, nu înțelegi? Gata, poponețule, liniște că scolt toți blocul. Hai, hai că vă lămuriți voi în arest. Aveți timp destul. Mișcă aia. Șefuși, să zice tot blocul, nu toți blocul, da? Bine că le știi tu la toate. O așteptam să te oprească.